Iată-ne cu același Duster 1.6, 16 valve, o probă de suplețe în urcarea unei pante abrupte. Mașina se află în modul 4x4, prima treaptă. E o pantă înclinație peste 10 grade. Terenul este uscat, însă la suprafață se află pământ, praf, însă mașina nu a avut, nu a întâmpinat niciun fel de dificultate în a urca această pantă. Haideți să vedem cum merge cu spatele. Încet, pentru a nu pierde aderența. Evident, este călcat ușor frâna. Parcă Duster-ului îi stă mult mai bine pe un teren accidentat decât pe stradă. Probabil că desenatorii, creatorii mașinii, așa au văzut-o în momentul în care, iată, alunecă. În momentul în care au așternut pe hârtie schițe cu Duster-ul. Și încă o probă de urcare. Rata dreapta a derapat, însă mașina s-a echilibrat ușor. Cam asta a fost tot.